Partidele politice au început oficial pregătirile pentru alegerile locale de anul viitor, desemnându-și deja candidații pe care îi consideră cei mai buni pentru ocuparea fotoliului de primar. Membrii organizației municipale PSD Hunedoara au hotărât că cel mai bun candidat la primăria municipiului Deva este actualul lor președinte Lucian Rus. Acesta deține și funcția de secretar de stat la Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului. Colegii mei din cadrul biroului municipal localității de au propus pentru candidatură la primăria municipiului Deva pentru anul viitor și cu drag am acceptat și sper ca tot ce am învățat în acești aproape 2 ani de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului să pot și să am șansa să-i aduc în beneficiul locuitorilor din municipiul Deva, de viață cum sunt și să facem lucruri bune pentru orașul nostru. Interesul nostru organizației municipale Deva și al meu personal este ca să ne aducem contribuția la tot ceea ce se poate în dezvoltarea municipiului. Prin pozițiile colegilor noștri din cadrul Consiliului Local, prin implicarea noastră a organizației municipale Deva în tot ceea ce înseamnă viața socială, culturală, investițională, ca să spun așa, orașului nostru, cred că în fiecare zi ne aducem aportul și eu din funcția pe care o dețin de secretar de stat în cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, încerc și mă străduiesc să aduc un plus de valoare în municipiului nostru, ca dovadă și întâlnirii care le-am avut cu mediul privat, discuțiile din tot ce înseamnă partea de turism, partea de mediul de afaceri, partea socială și implicarea în problemele sociale, dovedesc faptul că suntem o organizație puternică care dorim să facem lucruri bune pentru municipiul Deva.